Lucescu a spus la un moment dat despre echipa aia că ar fi fost la nivelul Stelei 86, poate ar fi făcut chiar mai mult dacă nu venea Revoluția și nu vă împrăștia, ca să zic. Da, așa este. Este un mare regret al lui, știu despre asta, că ar fi dorit să ducă până la capăt această să zic, această echipă, adică să echipa asta să rămână împreună și să încerce, și cred că avea mari posibilități de a câștiga Cupa Campionilor. Din păcate n-a fost posibil pentru un simplu motiv. A venit Revoluția și evident că după acel campionat mondial din 90 în care ai fost și tu cu noi, evident că jucătorii români aveau dreptul de a merge în Occident și salariile foarte mari și această, să zic, dorință de a evolua în campionatele din Occident pe care le vedeam numai la televizor a fost prea mare decât, să zic așa, dorința unei amici de a încerca să câștige campionatul. Bine, n-a putut să țină echipa. Era clar că era trebuia imposibil să plecați, că erau, cum să spun, păsările care îți luau zborul. Da. Spune-mi concret, Revoluția unde te-a prins? Revoluția ne-a prins cu Dinamo. Eram la Larnaca, dacă nu greșesc, într-un turneu împreună cu nevestele. Bine, eu nu eram căsătorit, dar eram nici arenii, toți ceilalți care au mai vârstă ca mine, mai erau deja căsătoriți. Eram la Larnaca într-un turneu în Cipru. Eram cu Ionuț în cameră, Lupescu, prietenul meu drag, și ne uităm la televizor, într-adevăr nu ne venea să credem ce se întâmplă. Și am fost foarte îngrijorați de ce se... Nu ne venea să credem. Eram în Cipru, deci ne-am întors cu mare dificultate. Eu de altfel vă spun sincer, dezvălui, și eu nu știe și poate să vă confirme, eram așa de speriat eu cu Ionuț, în care doream să plecăm în Italia, să nu ne întoarcem în România, pentru că ne era frică. Imaginele pe care le vedeam erau de necrezut pentru noi în acea epocă și îngrozitoare. Pentru că erai și foarte tânăr, aveai 20 de ani. Eram, nu, da, mai ales pentru că asociam faptul că eram echipa Ministerului de Interne, auzi, ne întoarcem acasă, ce se întâmplă, o să ne împuște. Adică aveam niște gânduri foarte sinistre. Și mi-aduc aminte perfect, Ioane, nu ne mai întoarcem în țară, el vrea să plece în Germania și eu în Italia, pentru că mi-a plăcea foarte mult Italia. Până la urmă chiar vreau să luăm această inițiativă printr-un prieten. S-a că tu ai plecat în Italia, exact, și el în Germania. Exact, dar am plecat în mod... Da, până atunci.